E o poveste adevărată dintre doi copii. Cu lacrimi le spun povestea și îmi plâng ochii. Încep prin a zice că el a ezitat să-i spună din prima zi când a văzut-o, un simplu bună. Apoi a zărit-o iarăși cu un tip de mână. Era fericită cu acel băiat, se uitau la lună. Își mângâiau trupurile, se țineau îmbrățișați. Își gustau buzele ca doi copii înfometați de dragoste, de iubire pură. Și-l doare când vede cu proprii lui ochi că sufletul-i moare. Și se așează pe un pod de unde-i privește. Își spune în gând descurajat, ceva îmi lipsește. E vorba de ea, de acel chip de înger blând, ce-l putea ajuta pe acest băiat să iubească profund. Și stând și plângând, ceva observă parcă acel tip ce parcă o iubea, o lovește dintr-o dată. Fata dădea să țipe, dar el i-a pus mâna la gură. O obliga să se culce cu el, grele momente îndură. Și băiatul observă, se îndreaptă hotărât spre el. Îl lovește din prima în cap și cade, având ca țel să o salveze pe ea. Căci el o iubea enorm, dar ea nu știa că el o visează și în somn. Ea speriată se aruncă în brațele lui și plânge și îi spune, tu m-ai salvat, îi mulțumesc, dar cui? El îi spune numele, șoptindu-i la ureche, că mereu a fost în umbra ei, stând de veche. Nu-i vine să creadă că cineva chiar o iubește, dar e puțin confuză de faptul că el o urmărește. O conduce acasă, se plimbau îmbrățișați pe stradă. O împinge pe ea, pe el lovește o mașină și cade grămadă. E plin de sânge, întins pe asfaltul rece. Din el aburi ies, e aproape mort, dar a salvat-o și plânge. Îi spune, eu dacă mor, tu să fii fericită. Eu dacă n-o să mai fiu, tu vei fi mereu iubită. Și caută-ți pe cineva să te iubească, căci tu nu ești ca toate. De sus te voi veghea mereu, fie de zi sau noapte. Ea îl ridică de pe pământ și îl ține în brațe. Îl sărută și pe frunte și spune să te odihnești în pace. Apoi ea n-a fost acolo să vadă cum era resuscitat. Și nici până în ziua de azi nu știe dacă a fost îngropat. Au trecut aproape 4 ani de zile. Ea și-a găsit un alt om și avea copii cu el. Acel el părea un domn, era fericită acum, dar ceva parcă îi lipsea. Se tot gândea la el, la faptul că cineva de sus o iubea, dar continua să creadă că într-o zi se va împăca cu gândul că el nu mai există. Dar deodată bate vântul, în casă un frig rece se lasă. Ea se îmbracă în grabă și de pe ușă să iasă. Se plimbă dezamăgită că și-a aduse aminte de momentele care au marcat-o și stă pe bancă de vreo 10 minute și începe să plângă, dorindu-și parcă să-l aibă din nou. Dar durerea o macină și-i face și mai rău. Toți ce treceau pe stradă o observau, dar nu le păsa că femeia era distrusă și nimeni o consola. Când la un moment dat cineva se oprește lângă ea, o privește pierdut în spațiu și o întreabă, de ce plângi, iubita mea? Ea tresare, căci auzi o voce cunoscută și speriată ridică capul din pământ încet și rămâne mută. Nu-i venea să creadă, el încă trăia și era schimbat. El cade în genunchi și spune, tu n-ai știut ce s-a întâmplat. Adu-ți aminte ce ți-am spus, să fii fericită, să-ți cauți un om alături de care să te simți iubită. Și mă bucur sincer că într-un final l-ai găsit, ai și copii cu el, e ceva deosebit. Mă bucur că te-am revăzut și că tu chiar ești bine. El îi zâmbește trist și pleacă, ai grijă de tine. Ea îl privește cum se îndepărtează în zare. Simțea cum inima îi crapă în două și de pe bancă sare. Aleargă spre el și îl prinde de mână, îi spune, renunț la tot pentru noi doi, tu ești tot cea mai scump pe lume. Nu-mi pasă de soțul meu, nu-mi pasă de copii, îmi pasă de tine, căci doar pe tine te mai pot iubi. În tot timpul ce ai fost plecat din viața mea, ți-am păstrat mereu un loc deosebit în inima mea. Și de-am încercat să iubesc un alt om, am făcut-o, dar nu complet, căci mereu mă gândeam la tine și îmi spuneam cu regret că nu știu dacă mai trăiești, dar eu te aștept să vii.
măcar un semn din cer să-mi dai și mă voi liniști, dar acum vreau să mă ierți dacă m-am grăbit cu el. Nu pot să trăiesc fără tine, tu ești singurul meu țel. Lui nu-i venea să creadă și fiecare cuvânt ce-l auzea, parcă mai tare inima lui rănită, ușor îl mângâia. Îi vindeca rănile adânci atunci când l-a lăsat, poate speriată de situație, de aia a plecat. Dar el de mult a iertat-o și spune, fă ce simți, să nu greșești. Eu te vreau să fii a mea, numai dacă mă iubești. După 2 luni de zile, ea a divorțat de soț și a lăsat copiii lui, nepăsându-i ce a fost. S-a căsătorit cu el, era acel înger blând, pe care de atâta timp el și-o dorea și visa plângând. Acum este doar a lui, el este doar al ei, povestea se încheie și dragostea a dovedit din nou că niciodată n-ai să poți să te opui și să stai în calea ei. Niciodată n-ai să poți, indiferent cât vei lupta, indiferent cât te vei zbate și câte inimi vei ucide pentru fericirea sufletului tău, n-ai să poți să stai în calea dragostei, fiindcă în final doar ea învinge. Ea e întotdeauna cea care luptă, ea e întotdeauna cea care schimbă vieți și cea care te face să fii fericit sau trist. Însă tristețea nu ți-o oferă dragostea, ci tu însuți, fiindcă doar tu singur te faci să suferi. Iubește cu adevărat și vei fi iubit. Antonio Popa Stepanov.